Amenințare informatică pe mobil cu iz de spionaj. Specialiști în securitate informatică de la o companie producătoare de soluții de securitate cibernetică spun că au identificat un nou tip de spyware pe sistemul de operare Android. Amenințarea informatică dotată cu capacități extinse de supraveghere și ușor de integrat în aplicații aparent inofensive. Odată mascat în aplicații reîmpachetate, spyware-ul denumit Tryout poate să-și ascundă prezența pe dispozitiv, să înregistreze convorbiri telefonice, să intercepteze mesaje scrise, să capteze conținut video, să facă fotografii, să colecteze coordonate GPS și să le transmită integral pe serverul de comandă și control al atacatorului. Aplicația infectată cu acest tip de malware a fost încărcată inițial din Rusia, iar raportările cu cele mai multe victime infectate vin din Israel. Aceasta este aproape identică cu cea originală atât în ce privește codul, cât și funcționalitățile, exceptând componenta infectată. Atât iconița aplicației, cât și interfața acesteia păstrează aparent toate funcționalitățile originale, ca să nu trezească vreo suspiciune victimei infectate. Aplicația originală a fost disponibilă în magazinul Play încă din 2016, deși este încă neclară modalitatea în care este diseminată, magazine neoficiale sau domenii controlate de atacatori ar putea încă să o găzduiască.